Bine ați venit înapoi la canalul nostru de YouTube. Eu sunt Laurențiu. Iar eu sunt Alexandra. Suflete gemene în Uniunea Armonioasă. Studența lui Jeff și Shelia și Ascension Coach afiliați cu Twin Flame Universe. Și astăzi am vrea doar să vă povestim despre cum este să trăiești cu sufletul tău geamă și cum arată o zi din viața noastră. Și scopul în a vă spune cum arată ziua noastră este să vedeți cum arată, poate să arate viața împreună cu sufletul tău geamă. Și să te încurajăm să continui să faci tot ceea ce este necesar ca să fii cu sufletul tău geamăn, pentru că mai mult ca sigur merită. Și tot ceea ce trebuie să faci este exercițiul ogrinzii și procesul pe care Jeff și Shelia îl învață pentru suflete gemene. Da. Pentru că asta facem noi și așa avem zile minunate împreună. Da. Da. Și să începem cu cum arată cam o zi din viața noastră. Începem cu micul dejun. De fapt, nu. Mai devreme. Prima oară, când ne trezim, de obicei eu mă trezesc primul. Mă ridic din pat, mă duc să fac ceva chestii prin casă, ceva chestii micuțe, gen să pornesc... Da, doar chestii micuțe. Da. Și după aia mă întorc înapoi de obicei în pat și încep să continui să fac exerciții oglinzii. Pentru că de obicei dimineața ce mi se întâmplă, am ceva vise, apar niște sentimente neplăcute și atunci cumva lucrez prin ele de dimineață. Și până se trezește și Alexandra, eu mă pun și tot vindec prin acele sentimente. Uh-huh. Și până se trezește, deja sunt în regulă, am făcut exerciții oglinzii, mă simt bine, putem să mergem mai departe cu ziua noastră. Da, exact. Și asta se întâmplă din cauza că procesăm împreună sentimentele pe care le avem. Am spus că sufletele gemene mereu lucrează împreună, chiar dacă nu pare. Și în cazul nostru, Laurențiu de obicei este cel care face exercițiul oglinzii și eu doar îi ofer un fel de suport emoțional și procesez lucruri poate în timp ce dorm chiar și de exemplu aici visele sunt o cale prin care noi primim informații sau informații despre ceea ce trebuie să lucrăm, blocaje pe care le avem și cum ar veni următorul nostru pas în această călătorie cu sufletul geamăn. Și da, suntem atenți la chestia asta și oferim ceva timp, mai ales dimineața, pentru a procesa aceste sentimente care pot să apară în urma unor vise sau întâmplări în timpul nopții. Da. Bun. Și mai departe, după ce ne trezim, ne ridicăm din pat, da, facem ce avem de făcut în momentul ăla și după aia mergem să facem micul dejun. Da, de obicei dacă ne trezim cu mult înainte, cumva ne avem un program când mâncăm, dacă ne trezim cu mult înainte de ora la care avem micul dejun, de obicei continuăm această procesare a sentimentelor într-un fel în care se simte bine pentru noi. Poate citim o carte, poate medităm, poate chiar ne apucăm să ne uităm la una dintre clasele lui Jeff și Shelia. Sau urmărim ceva de-a lor care ne poate ajuta să procesăm mai bine. Da, și după ce avem micul dejun, folosim Divine Dish. Divine Dish este o creație a lui Jeff și Shelia împreună cu studenților Jason și Chrissy, care sunt și ei unii în armonioasă. Și este, în principal, este ca un fel de meniu oferit cu fiecare, deci pe o săptămână întreagă, ți se oferă un meniu pentru fiecare masă, deci mic dejun, prânz și cină și poți să-ți faci, ți se generează automat o listă de cumpărături, ceea ce a fost foarte util pentru noi acum cu coronavirus, pentru că am putut să ieșim doar o dată pe săptămână la cumpărături sau chiar poate de două ori. Și acum ieșim cam de două ori pe săptămână pentru că este un pic mai ușor. Dar a fost foarte util pentru că nu
nu mai trebuie să ne mai gândim la ce trebuie să mâncăm sau să mă gândesc că, uite, am lucrurile astea în casă, ce aș putea să fac de mâncare. Nu, pur și simplu avem, cumpărăm exact ceea ce ne trebuie pentru o mâncare foarte bună și sătioasă. Și cumva chiar ne bucură asta foarte mult și putem să nu ne pierdem timpul să ne gândim dar ce o să gătesc astăzi, ce o să fac, cum o să fac restul lucrurilor, pentru că deja avem multe lucruri în fiecare zi să le facem, da. Și asta ne-ar fi destul de mult să... Da, ții minte că înainte eram așa, oh, trebuie să mâncăm ceva, ce să facem. Era un fel de un lucru care ne stresa. Acum pur și simplu, știm, e ora asta, trebuie să mâncăm micul dejun, hai să facem, știi, și nu mă uit la rețetă pe telefon și aia e, și mâncăm după aia. Și este un proces foarte plăcut, ne place să gătim micul dejun și orice fel, oricare masă împreună, câteodată nu gătim împreună tot timpul, dar și împreună când facem ne bucurăm că facem asta împreună. Da. Iar apoi după micul dejun, din nou, cumva depinde, depinde de ceea ce avem de făcut. Da. Avem tot felul de activități care le facem, ori, nu știu, mai vindecăm ceva blocaje împreună sau, să zicem, am eu o treabă în biroul meu și atunci eu stau în biroul meu, ea stăci în biroul ei și atunci tot lucrăm. Tot ea face ce treabă are ea de făcut, eu fac treaba mea care am de făcut și de obicei treaba mea e mai mult pe partea cu sesiuni, cu... Da, să vorbești cu oameni care vor să afle mai mult despre suflete gemene. Da. Da. Să ajut pe partea asta și Alexandra... Să ajungi oameni cu exerciții oglinzii. Da. Și Alexandra are mai mult pe partea cu Divine Gaming, care se ocupă cu afacerea jocurilor pe calculator. Da. Și acum e încă nouă compania, încă e nouă în proces, dar vrem să aducem jocuri divine la toată lumea. Da. Acest scop. Da, exact. Și plus că eu mă mai ocup și de anumite lucruri care sunt legate de... Poate mai editez un videoclip, poate mai scriu pe YouTube când vă uitați la videoclipul acesta. De obicei eu scriu descrierea, titlu, eu fac poza aia frumoasă. Deci cumva eu sunt pe partea asta creativă într-un fel și el este pe partea mai spirituală și în a ajuta oamenii pe partea asta să treacă prin blocaje. Și eu fac asta mai mult, avem sesiuni de grup. Și asta, acolo sunt și eu prezentă și doresc să ajut și eu, bineînțeles, persoanele care vor să fie ajutate. Da. Și dacă tot ai menționat de asta, dacă o să avem destui din România, dacă sunteți interesați, da, poate să începem și o clasă în română, că deocamdată avem doar în engleză. Clasă. Da, dacă sunteți interesați de o clasă, cum ar veni, de grup în limba română, puteți să ne lăsați un comentariu sau să ne contactați la adresa de e-mail care o pun mereu în descriere și cu siguranță putem să facem acest fel de grup, să ne întâlnim, să povestim despre suflete gemene. Da. Bun. Da, după aceea, de obicei avem prânzul, la prânz din nou Divine Dish, ne place foarte mult prânzul în special, pentru că sunt așa un fel de sandwich-uri foarte, foarte interesante și nouă ne plac sandwich-urile foarte mult, așa că ne bucurăm foarte tare pentru când vine prânzul, e minunat. Da, avem prânzul împreună, din nou gătim împreună dacă este necesar și da. Da. Tot timpul ne întâlnim la mese, tot timpul suntem împreună la mese. Da, la mese neapărat ne întâlnim, suntem împreună. Chiar dacă când lucrăm, câteodată el lucrează în altă parte, eu lucrez în altă parte. Da, la mese cumva avem așa un fel de check-in, venim împreună, povestim. Da, e foarte frumos. Da, și la masă mai și vorbim de blocaje. Nu sau... prea mai facem chestia asta de când cu Divine Dish, să știi. Nu? Nu? De fapt, da, ai dreptate. Înainte când mâncam alte mese în care le făceam noi, vorbeam foarte mult în timp ce mâncam.
Însă de când avem Divine Dish, mâncăm și atâta. Și după aia poate discutăm. Da, e doar o chestie ca să fii prezent cu mâncarea. Deci lecția aici este că în timp ce mănânci, nu te uiți la televizor și faci 30.000 de chestii, pentru că într-un fel noi asta făceam. Și încă lucrăm prin chestia asta, că încă mai am tendința să mă uit la telefon, să văd, mai ales dacă vibrează, primesc o notificație sau un mesaj, am tendința să mă uit la telefon, ceea ce nu e neapărat bine, pentru că îți distragi atenția de la mâncare și de la mâncat, și mâncarea și mâncatul ar trebui să fie o experiență pentru tine, așa că, da, vorbim mai puțin acum în timpul meselor, cred că asta este ideea care vreau să zic. Da, ce drept, da, vorbim mult mai puțin, dar tot e fain și tot ajungem după aia, poate să discutăm un pic cât integrăm mâncarea, să zic. Da, după aceea, pentru că avem un anumit timp blocat pentru mese și atunci dacă terminăm mai repede de mâncat, atunci timpul... avem așa o siestă, ca să zic așa, după masă, în care doar stăm și din nou poate procesăm ceva, vorbim despre cum ne simțim, facem exercițiu clienții dacă e nevoie și apoi ne continuăm ziua prin a munci, orice fel de muncă avem. Din nou, Laurențiu poate să facă sesiuni, câteodată mă duc și eu cu el sau, da, ce ne mai apare în cale, dar de obicei avem... facem videoclipuri pentru voi. Asta, da. Da. Și ideea e că ce se mai întâmplă e că noi pur și simplu avem și un orar al nostru care l-am făcut, care e mai de bază, dar tot timpul ne luăm de cum suntem ghidați. Tot timpul urmărim flow-ul acela. Da, mergem foarte mult după ceea ce simțim că ar trebui să facem, ceea ce este una din lecțiile pe care le înveți de la Jeff și Shelia în Life Purpose Class, să urmezi acest ritm în viața ta care poate să se schimbe, nu e același ritm, nu înseamnă că faci același lucru în fiecare zi, deși, de exemplu, noi cam mâncăm la aceleași ore, deci astea cum ar fi niște chestii fixe, dar între, cumva, doar mergem cu ceea ce simțim, da. Da. Și după... După aceea, după ce mai muncim, o perioadă avem cina la fel, cu Divine Dish, aici cumva avem... La început în Divine Dish am avut probleme cu micul dejun, probleme însemnând că am avut blocaje și acum cred că tranziționăm într-o perioadă în care avem blocaje cu cina în sine. Mereu se întâmplă ceva la cină, în sensul că uităm să punem, nu știu, trebuie să pui pătunjel peste pilaful de cartofi sau piureu de cartofi, nu pilaf de cartofi. Sau, mă rog, tot felul de detalii de astea micuțe care de obicei le uităm. Și asta e lucru prin care lucrăm acum și da, ne îmbunătățim aici cu cinele, avem un pic mai multă bătaie de cap, dar devenim din ce în ce mai buni și învățăm pe partea asta. Da, mai ales că înainte nu eram așa de obișnuiți să gătim așa de... Mâncare. Da, adică găteam... Dar nu se poate compara cu ce gătim acum. Da, pentru că în unele seri avem like fripturi, în unele seri avem foarte ceva cu carne de pui și cu poate un pilaf, deci cumva niște mese mai complicate. Înainte mesele noastre erau foarte simple, gen niște paste aruncate acolo sau poate niște legume fierte cu un pic de carne fără niciun fel de substanță sau gust sau complexitate de arome și acum învățăm mai mult pe partea asta. Da, să fim satisfăcuți de mâncarea pe care o mâncăm. Mm-hmm. Da, și vorbim așa de mult despre mâncare pentru că este o parte foarte importantă acum, vezi? Noi lucrăm foarte mult pe partea asta cu mâncarea în momentul ăsta. În acest moment. Poate dacă o să mai facem un videoclip de genul acesta peste un an sau doi, o să vorbim de cu totul altceva. Mai mult ca sigur. Da. Da. Și de obicei după cină avem așa o perioadă de relaxare, mai muncim puțin dacă e nevoie, dar avem în general o perioadă de relaxare, aici facem ceea ce simțim noi, putem să ne uităm la o clasă, putem doar să ne uităm la niște animeuri,
putem să ne jucăm jocuri video, aici ai momentul în care, cum ar veni, venim împreună și petrecem timp împreună. Procesăm și... ce s-a întâmplat în ziua da, respectivă. Da, exact, procesăm ce... vorbim despre diverse lucruri care s-au întâmplat de-a cursul zilei și doar stăm împreună și ne bucurăm de acest timp împreună. Da. Da. Și, da, după cum am spus, vă povestim aceste, cum este viața noastră, ca să vezi poate cum ar putea să arate viața ta împreună cu sufletul tău geamă. Și vrem să te încurajăm să știi că chiar dacă acum nu ești cu sufletul tău geamă, să știi că este posibil să fii cu sufletul tău geamă și există un proces foarte clar definit pe care poți să îl urmezi pentru a fi cu sufletul tău geamă și acesta este exercițiul oglinzii și învățăturile lui Jeff și Shelia. Da. Da. Și poți să afli mai multe informații despre asta în descriere mai jos. Dacă ai anumite întrebări, poți să ne contactezi fie în comentarii, fie pe e-mail. Și da, nu uita să dai un like la acest videoclip și ne vedem în videoclipurile următoare.